Când merge Renault Udrea cu Dacia? Aveți o variantă? Aveți două? Niciuna? Nu. Renault Udrea merge cu Dacia. Ați văzut că are cel mai nou model de Mercedes și astăzi a venit cu un Jeep. Elena Udrea merge cu Dacia când e luată de procurori, dar mai e un moment, în campanie electorală. În campanie electorală mergea drăguța cu Dacia, cu Loganul, pac, 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 pac. Iată-o în campanie electorală, că așa era pentru proști. Aia devotează să zică, uite bă, e de-a noastră cu Dacia, cu nu știu ce. De atunci s-a urcat în cea mai scumpă limuzină ce există pe piață. Acum revine la Dacia din motive diferite. Domnul Mircea Badea, bună seara! Alo? Pa, sunt pe ecran? Da, da, sunteți. Bine-s. Ce faceți? Uite, tocmai m-am uitat pe niște faze foarte, foarte tari. Da. Foarte tari și... Pentru mâine vreau să fac ceva bines. Vreau să-l combin și pe Rache la un demers bines pentru mâine la emisiune. Nu-i vorba că nici azi nu e chiar foarte rău. Dar am spus și mai devreme, când eram la Radiuțul Zoo, la emisiunea mea de la Radio Zoo, că se pare că dintre ăștia toți cu funcții publice, da, din România, doar Căve și Coldea și Băsescu au trăit în leafă. Este? Păi, cred că da. Păi, asta zic. Și vezi? Doar ăștia trei au trăit în leafă, în rest toți sudimi, meleoane peste meleoane, nu? Peste meleoane, dar un lucru este cert, doamna Căve și clar a trăit din leafă și singura, da, agenda domniei sale a fost să ne servească pe noi cetățenii, lucru pentru care noi cetățenii suntem recunoscători. Uite, o să spun ceva ce s-ar putea să te surprindă. O să spun ceva ce poate te surprinde, nu știu, dar cred. Eu despre Chiuve și chiar cred că a trăit din leafă. Și eu cred. Și eu cred că a trăit din leafă. Dar toți patrioții ăștia, în număr de trei, hai că patru, că ori mai fi și pe la Curtea Supremă, mai fi și pe la Curtea Supremă 1, și ăla de la anii. Ăla de la anii, nu, că l-am promutat măsă și tasu. N-a trăit doar de-n leafă. Nu, e pe declarație de bere. Dar stai puțin, că eu am mai auzit textul ăsta cu mama și tata. Adică ce i-au dus? Ciocolată și cafea? Nu, i-au dat și toată dragostea, desigur. Cu toată dragostea, i-au dat morman. I-au dat morman de ciocolată sau... În sfârșit. Nu, de ce să fim răutăcioși când putem să nu fim răutăcioși? Dar discutam cu colegul Felix Drache acolo așa pe hol și făceam un recensământ al dosarelor justiției, da, performante, sigur, și independente. Și ziceam, mă, totuși ăștia, uite, al de Năstase, al de Mitrea, al de... cum îl cheamă pe domnul ăla? Cu Crembu, știu, cu Cârnatul, cu Caltaboșul. Remeș. Așa. Deci ai văzut ce dosare au avut? Da. Ăsta Năstase că Termopane. Că trofeul calității. Ăla Mitrea că a zugrăvit camera lui maică sa. Ăsta altul Remeș că a primit un Cârnat. Păi tu-i vezi pe ăștia, bă, cu statul de drept, ăștia, anticorupția, ăștia cu anticorupția, tu vezi ce, despre ce dosare au ăștia, cu ce meleoane, cu ce valize, cu ce morman, ăștia care erau, da, cu anticorupția, cu toată, hă? Da, dar acum și cu sutienul, adică erau cu statul de drept, dar acum și cu sutienul. Da, și cu sutienul, dar totuși dosarele Năstase nu sunt rizibile, adică, domne, nu era Năstase acest... cum să zic eu, mare arhetip de corupționen, nu? Nici. Da, corupționen, Năstasen, cu tare. Păi cum, prietene, Termopane și pitici de grădină, ții minte că era și cu pitici de grădină. La un moment serios, mă pune. Adică, domnule, de dosarele justiției independente la dracu, nu e, nu? Cum, a fost chiar cu pitici de grădină? Da. Prietene, da, cu pitici, da, da, de grădină. Nu, era cu Cristoiu, mă. Nu. Nu e, mă, lasă, că ăla era, nu era de grădină. Era doar pitic. Deci, înțelegi? Da.
Așa, deci asta zic, de justiția independentă ne arată nouă cetățenilor. Dom'le, cum e cu corupțiune? Și zic, dom'le, ia să vedem ăla, deci cel mai, cum e, oglindă, oglinjoară, cine era, frățioare, cel mai corupt din țară? Clar, Năstase, nu? Și ne-am uitat la justiție independentă. I-am zis, mă, mâncați și cât de corupție. Păi, ne-a luat termopane. Mă, ne-a spart, este? Da. Și atât? Nu! Nu! Și pitici de grădină. Mamă, ne-am dorit să ne puneți după aia, băi, Mitrea ăla, pe da, Mitrea, mamă, mâncați, băi, știi ce a făcut Mitrea? Ce a făcut Mâncaseș? I-a zugrăvit camera lui maică-sa. Beton. Extraordinar! La pușcărie! Exact. Iar ăla Remeș, care avea vorba aia, fermă de porci, da? B-a primit caltaboș. Tare, mă, justiție independentă, nu e? Singura problemă, bă, că el nu era acasă. Și au lăsat ea caltaboșii acasă la femeia de serviciu. Desigur, astea sunt detalii. Eu aici mă refer strict la valoare. La... Deci cât să fie un caltaboș? Adică cât să fie? Mai puțin chiar decât un termopan. Nu? În sfârșit. Deci, îți dai seama că ăștia sunt, nu, mamă, deci Năstase, Mitre, adică, mamă, s-au scris suluri, pot să zic suluri? Poți. Suluri, da. Suluri. S-au scris suluri, suluri peste suluri, peste suluri de hârtie despre corupțiune. Și au venit termopane, pitici de grădină și au dat cu bidineaua în cameră. Mamă, cât de tare e Mâncațea și cât de tare. Dar ăștia, mă uit la ăștia care, domne, anticorupția cum ar veni. Adică, domne, noi care vrem să reformăm pe dracu, ghem, să nu știu... Păi, bă, ăștia, uite-te, tot justiția zice. Ia uite, bă, meleoane peste meleoane, valize, conturi în aia, cum îi spune, cu E? Elveția. În Dubai. În, exact, în ăla cu E, Dubai. Adică foarte tare, știi? La, nu ți se pare totuși că, mamă, cât s-a înforțat propaganda că, vai de mine, corupțiune în corupțiune, și-a venit comărgică. Și la ăștia, mamă, păi dacă când îi scuturi pe-ai lui Băsescu, curg din ei valize, valize, valize peste valize. Cum comentezi? Cu toată dragostea, îți spun, mi se pare o analiză foarte pertinentă cea pe care ai efectuat-o puțin mai devreme. Da. Cam așa este, într-adevăr. Singura problemă e că, sigur, noi ne amuzăm așa că n-avem ce să facem, că așa e situația. Dar Năstase Adrian a fost băgat de două ori la pușcărie pe treaba asta și acolo a zis așa, nu există probe nici directe, nici indirecte, dar noi credem că a știut. Păi, în seara asta, la închisoare... N-avea cum să nu fi știut. În seara asta, la închisoare, este Monica Iacobriții care a furat pentru EBA și EBA nu e. Și mai sunt, adică ăsta cu bidineaua, deci, și cu camera lui maică-sa. Știi, cu și camera... Din da, și cu aia cu camera lui maică-sa, ăla și ăla e la pușcărie. Și ăla e la pușcărie? Păi, adică e îngrozitor. Dom'le, atâta a produs justiția independentă. Atâta a produs. Adică atâta. Avem și ce a făcut? A dat cu bidineaua. Tare. Pe lovitură Mâncaces. E tare. Bravo. Cum ai zis? Să-și ia bidineaua înapoi. Țara să-și ia bidineaua. Păi tu știi, tu ai auzit de filmul făcut de personajul ăla rizibil, caricatural, nu știu cum îl cheamă, are un nume de oraș. Nu, nu Băicoi. Călăraș? Să... Las Palmas? Las Palmas este din ăla înrudit cu Băicoi? Înțeleg că e destinația preferată a lui Băsescu. Las Palmas? Da. Ah, sau... Mă rog, nu mă, Giurgiu, mă. Tudor Giurgiu. Așa, a făcut un film. De ce eu? Mă rog. De ce știi eu am devalizat televiziunea română? Că știi că el a devalizat televiziunea română. Poate se întreabă, adică are un moment. Dom'le, de poate a valizat-o. Că acum sunt în etapa valizării. Da. Acum toată lumea e cu valizele, deci nu știu dacă a devalizat-o, poate o fi valizat-o. Bun. Deci cine crezi că a fost la premiera acestei producții de o inestimabilă valoare? Băsăul. Bravo. Bravo. Cu cine a fost Băsescu la film? Nevastă. De unde știți, doamnă? Pentru că doamna Udrea e în arest la domiciliu. Aveți și n-are voie, n-are acceptul judecătorilor să meargă la film. Da. E simplu. Fostul președinte, știți ce a declarat? Că vă văd avizat, așa. Ce? Eh, a declarat că nu a mai văzut un film de 10 ani. Bun. Bine, în ce film joacă ăsta?
ți-aș deci, zice, dar... Prietene, de 10 ani săracul de el, a zis că n-a mai văzut nicio... El îți dai seama, acum așteaptă ecranizări după stenograme, că... La câte stenograme a citit, nu? La putin, dracu și de... Auzi, dar măcar la filmul cu Mircea Bățescu nu s-o fi uitat. Bă, eu cred că da. E destul de bines. Eu cred că da, dar pe ăla l-a considerat a izbaia asta din familie, filmele de familie, știi, din când în când mai pui de la o aniversare, de la o nuntă, de la o cumetie, de la ceva. Pe vremea lui Ceaușescu... Astea din familie nu le punem, că uite, era un moment cu...